Dimineața, dragilor, porția de sănătate de astăzi vine cu recomandări prețioase despre modul cum trebuie să ne ajutăm pielea să se refacă după vară. Ori, efectele nocive ale razelor ultraviolete ne pot afecta stratul protector al corpului și pot forma breșe care trebuie depistate în timp util pentru a nu ne provoca probleme grave de sănătate, cum ar fi, de exemplu, cancerul de piele. De ce avem nevoie de consultația unui dermatolog la sfârșitul verii, ne explică doamna dr. Ecaterina Tkachenko. Oamenii sunt foarte dornici de a sta la soare, de a pleca la mare, de a sta la bazine și anume în perioada aceasta cea mai mare complicație, deoarece mulți fac exagerări de durata timpului la soare și cea mai mare problemă sunt absurile solare. Toate doza aceasta de ultraviolet agresivă, ea se cumulează în timp. Și dacă noi am avut chiar și în copilărie, ori în adolescență, o arsură agresivă solară, deci amprentele acestei arsuri poate să ne dea și peste 10 ani și peste 15 ani un cancer a pielei. Și anume, cele mai grave consecințe a culturii sanitare necorecte a expunerii la soare sunt cancerele a pielii, deci cancerul bazocelular, cancerul spinocelular și anume cea mai agresivă tumoare este melanomul malign, care în ultimii 10-15 ani noi ne întâlnim că se întâlnesc tot mai mult la persoane tinere și asta ne pune în gardă. Este foarte bine vizita la dermatolog prima de a pleca la mare, dacă pacientul are foarte multe formațiuni pigmentate, suferă de o patologie cronică a pielei, are niște formațiuni virotice, ca papiloame, keratoame, o piele care are multe formațiuni pigmentate, ca nevi pigmentați, ea trebuie să fie tot cu o precauție expusă la soare și pregătită, deoarece ce înseamnă un nev pigmentat? Este o grupă de celule cu imunitatea scăzută, practic ca o gaură în piele și dacă noi aceste găurele lipsite de protecție, deci noi o să le expunem de fiecare dată la soare și foarte agresiv, atunci noi avem un risc ca în aceste formațiuni unele melanocite să activeze, să apară o celulă atipică care începe să se mulți și dintr-o formațiune banală, atât dintr-o keratoză seborică, atât și de un nev intradermal pigmentat, poate să apară de acum procese mult mai agresive. Pacienții care au multe formațiuni pigmentate, ar fi bine până la plecare la mare să facă o dermatoscopie, să analizeze de ce indice are toate alunințele acestea și după întoarcere de la mare, dacă vede o schimbare totuși a culorii, a suprafeței, a conturului, apare deseori niște formațiuni pigmentate și în jur de pigmentări, atunci este obligatoriu de a se adresa la medic și să vedem de ce s-a petrecut cu formațiunile acestea, de ce au fost activate, deoarece deseori cancerul a pielei, el nu dă dureri, el nu dă senzații subiective și deseori anume momentul de trecere într-un proces specific este scăpat și pacienții se adresează târziu cu niște patologii specifice. Dragilor, paza bună trece primejdearea. Fiți atenți la modificările care au apărut pe suprafața pielii și nu o lăsați să se deterioreze. Fiți precauți! Final de rubrică, baftă și o zi frumoasă vă doresc!